Mare! Fetiță! Cum te cheamă? Mare Ungsten? Cu cine vorbești? Haide! Eu sunt! Eu sunt Mare Ungsten! Mare Ungsten! Eu sunt! I-am șters memoria ca să-l înving pe Bill. Am șters-o pe toată. Stan nu știe, dar el a făcut-o. A salvat lumea. M-a salvat pe mine. Ești un erou, Stanley. Foarte fain locul ăsta al vostru. E casa ta, Mare Ungsten? Nu-ți mai amintești? Nici un pic? Nu, dar fotoliul ăsta mă strânge rău de tot. Bă, dar ce-i cu fețele astea? Parcă ar fi la o mormântare. Dar cine-i tipul ăla mare care plânge? Am salvat lumea, dar ce rost mai are? Unchiul Sten nu mai e ceea ce a fost. Trebuie să putem face ceva să-i readucem memoria. Nu este. Îmi pare rău, Stan nu mai e. Știu că unchiul meu e acolo undeva. Trebuie să existe ceva să-l putem întoarce pe Stan. Cu asta o facem, trebuie să meargă. Asta e prima zi în care am venit în ciudățen, Mare Ungsten. Și asta e o interpretare cu macaroane sentimentelor mele. Excursia la pescuit? Farauinul pe care l-am petrecut împreună? Nu-ți mai amintești nimic? Iertați-mă, nu știu ce e asta, nici cine sunteți voi. Termină, pufuleț, încerc să-mi amintesc viața. Ce-ai spus? Păi am zis să luați pe pufuleț de pe mine. Funcționează, continuă să citești. Sar la pagina mea, trebuie să-și amintească relația noastră șef subaltern. Păi chiar dacă s-am nezic, nu încerca să obții o mărire de sare sus. Se întâmplă, continuă. Bine, bine, ziua a doua. Mare Ungsten miroase ciudat, dar începem să ne prietenim. Ne-a povestit cum se făceau afacerile în anii 80 și părea fericit când ne prefăceam că-l ascultăm. Și în plus, mi-a dat și un cârlig cu care am reușit să impresionez pe tot. Dar mai important e că am cunoscut niște vecini frumușei. E o altă zi minunată, dar fiecare zi e minunată acum că teroarea a luat sfârșit. Plecați de aici, creaturi ciudate! Parcă-i nou! Se pare că ai un prieten! Robby, ești bun să-mi aduci pușca din mașină, te rog? Bine, cum vrei! Creiere și chestii de-astea! Nu? Nu ne interesează, mulțumim! Niciunul dintre noi nu înțelege ce s-a întâmplat și nici nu vrem să o facem. De asta mizez pe cartea, lasă, nu contează. Acum, dacă întreabă careva despre evenimentele ultimelor zile, ce spunem? Lasă, nu contează! Și dacă încălcați regulile, vă curentăm!